Drumul județean 306, între Dragoș Vodă și Socoalele, a fost modernizat. Peste 5 km de drum au fost asfaltați, finanțarea fiind făcută de Consiliul Județean Călăraș. Așa cum v-am obișnuit, noi lucrăm pentru cetățenii județului Călăraș. Astăzi suntem în comuna Dragoș Vodă. Salutăm pe domnul primar Radu Aurel. Domnule primar, la inițiativa dumneavoastră, Consiliul Județean pe drumul județean 306 a realizat o investiție de câte milioane, domnule director? 3.150.000 inclusiv TVA. Da, o lungime de 5,6 km. Da. Un drum județean care leagă de centrul localității satul Socoale. E o promisiune electorală aici, domnule primar Guriță, la Socoale avem și consilier local și oameni care au lăsat vorbe multe și promisiuni pe care noi amândoi le-am promis în 2016 că aici vom asfalta acest drum. Acest drum a fost asfaltat și înseamnă că ne-am ținut de promisiuni. Deci muncim pentru comuna Dragoș Vodă în județul Călăraș. Bună ziua, în primul rând. Bine ați venit în comuna Dragoș Vodă. Țin să-i mulțumesc domnului președinte și echipei dânsului. Vreau să-i mulțumesc că această promisiune electorală am putut să ne ținem de cuvânt și acei oameni din Socoale care au și dânsii foarte multe drepturi și nu mai este un sat pe care de dispariție, cum se spunea până acum câțiva ani de zile, este un sat care am reușit să legăm de restul lumii, între ghilimele. Adică acești oameni poate să aibă un acces către drum național, către gară, mult mai confortabil. Vreau să vă mulțumesc pentru investiție, vreau să țineți aproape de noi, să ne ajutați și cu proiectele următoare care le avem, să înfăptuim mult mai multe și n-am decât să vă mulțumesc. Pot să vă spun că ne-ați ajutat foarte, foarte mult. Ceea ce făceam cu mașina școlii, să aducem copiii din satul Socoale la școală, la Dragoș Vodă, acest drum îl parcurgeam în 30 de minute și mașina o reparam din două în două luni. Acest drum se face în maxim 7 minute acum. Deci numai până asta puteți să vă dați seama ce realizare este. Încă o dată vă mulțumesc și dumneavoastră, echipei dumneavoastră și să țineți aproape de noi. Mulțumesc. Domnul director, câteva cuvinte despre investiția pe care dumneavoastră ați certificat-o și ați decontat-o din banii Consiliului Județean? Ce pot să spun este că de-a lungul anilor s-au tot făcut îmbunătățirea ale fundației acestui drum, s-au investit bani în infrastructura lui, dar numai până la nivelul de piatră spartă sau eventual balast. Iată că în anul 2019 au fost găsite și alocate resursele financiare, după cum am spus, în valoare de 3.150.000 de RON cu TVA pentru a duce la bun sfârșit această investiție și a șterge stratul final al drumului, și anume asfaltul. În lungime de 5,6 km ar avea tot drumul. Ceea ce s-a făcut anul ăsta a fost de 5,20, asfaltul s-a așezat pe o lungime de 5,21 km. Sperăm că e o investiție care aduce un plus comunei și, bineînțeles, benefică pentru locuitorii satului Socoalele. Da, mulțumim. Domnule primar, a rămas acum să inaugurăm acest drum. În prezența dumneavoastră, vreau să vă spun câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. Acest drum a venit și puțin cârcotaș aici. Mulțumim și presei că este lângă noi și poate să mediatizeze acest eveniment și această realitate. Acest drum mi s-a spus că este foarte subțire. Ce se întâmplă? Acest drum este propus pentru un proiect european care este în derulare cu, dacă nu greșesc, Consiliul Județean Ialomița. Au fost niște probleme, noi am reușit, datorită domnului președinte, s-a înțeles cu unii fermieri în 1990, când s-a pus în posesie, nu s-a ținut cont de proprietatea Consiliului Județean și au fost puse în posesie loturi care oamenilor până în buza drumului. Când a venit Consiliul Județean să facă carte funciară, să facă această investiție, nu putea să facă carte funciară. Și a trebuit noi, ca și primărie, să luăm niște măsuri de expropriere, ceea ce a fost foarte, foarte greu. A durat aproape 2 ani de zile. Mulțumim, domnule președinte, iarăși că a găsit înțelegere cu acei fermieri. Noi, ca primărie, le-am asigurat terenuri, le-am dat în schimb și acei fermieri și-au retras terenul și am putut să facem această investiție. Asfaltul ăsta nu este
subțire, are un strat de 6 cm, așa a fost proiectat, deoarece va mai veni un strat de 4 cm când va veni pe proiectul european. Dacă nu greșești, stratul de uzură. Bine, să tăiem acum cartuțele, domnule vice. Păi nu, domnul vice. Să fie într-un ceas bun. Să fie într-un ceas bun. Degeaba se spunea că în guvernarea dumneavoastră tăia.